aceasta, dar nu se gândesc la copiii lor, că nu o să fac, nu o să aibă ce face copiii lor cu banii dacă distrug țara aceasta. Nu o să aibă cu cine să cheltuie acești bani în bunăstare și în bucurie, dacă pe toți le țin la nivel jos. Nu o să se poată bucura de ei. Știm că o să vină presiuni, o să ne șicaneze. Că e vorba de companii străine și plătim mult și rămânem fără bani. Până când? Și ne așteaptă la ora 11. Așadar, ca să ne ajutați foarte mult în ceea ce se va întâmpla. Bilanțul cu care se laudă cloaca. Nu întâmplător, președintele Traian Băsescu a spus la un moment... Și 500%. Și oierii, ciobanii care au protestat, au știut... De la cine a primit mandatul? Cine este împuternicitul? Merită un transport civilizat. Ce s-a întâmplat în anul 2015? Am asistat la niște creșteri nesimțite, nejustificate ale prețului RCA pentru tineri. Să deranjăm. Și desfințați, sunt angajați numai pe gratis. Diferența de noi și ei, că noi nu ne ascundem. Știe unde suntem, noi îi așteptăm să vină. Ca să-i protejeze pe mafioții din asigurări! Salariile de la SF! Că potrivit legii ASF știa cu 30 de zile înainte ca aceste tarife să se scumpească? Domnilor, să vin aici, să vin aici și să răspundă! Demisia! Demisia! Domnule prim-ministru, bună dimineața! Bună dimineața, domnule prim-ministru! Așa cum bine a spus și colegul meu, antevorbitorul meu. Până la 60.000 la unitate, 60.000, în fiecare an există...